Prea fericirea voastră, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, iau cuvântul la această adunare solemnă a Parlamentului pentru a vorbi pentru cei care iubesc poporul român, chiar și așa batjocorit cum este el astăzi. Așadar, la mulți ani tuturor celor care tresar atunci când văd culorile drapelului nostru național, atât de prigonit de multe ori chiar în centrul țării. E steagul nostru, steagul care a fluturat în vânt la Blaj. La mulți ani vreau să urez tuturor celor care muncesc astăzi în afara hotarelor României, transportatori, zidari, îngrijitoare, medici, programatori, tuturor celor care fac cinste peste hotare numelui de român. Este rușine și este rușinos că unii își bat joc de ei, îi desconsideră și chiar dacă suntem aliați, țin România departe de spațiu Schengen și cer vize pentru intrarea în țara lor. Vreau să urez la mulți ani tuturor celor care știu ce zi este astăzi. Pe 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei vota unirea cu țara. Iancu Cavaler de Flondor, mitropolitul Vladimir de Repta, Ion Nistor, Sextil Pușcariu și mulți alții care au votat unirea cu țara atunci, merită un loc aparte în Cartea de Aur a neamului românesc. La mulți ani oltenilor, ardelenilor, moților, moroșenilor, oșenilor, gugulanilor, muntenilor, moldovenilor, bucovinenilor, basarabenilor, armânilor și tuturor românilor care se deosebesc între ei după vorbă, după port. La mulți ani tuturor celor care înțeleg că trebuie să avem propria monedă și o politică suverană pentru a putea garanta propășirea spirituală și materială a poporului român. La mulți ani tuturor celor pentru care libertatea este sfântă și care au fost suficient de inteligenți încât să respingă recenta dictatură medicală. La mulți ani tuturor celor care nu și-au uitat eroii și îi comemorează an de an, pe Avram Iancu, pe Horea, Cloșca și Crișan, pe Ecaterina Teodoroiu, pe Ștefan cel Mare și Sfânt sau pe Tudor Vladimirescu. La mulți ani cadrelor didactice și sper eu mai multe resurse și respect pentru ei, sunt singurii în mâna cărora stă viitorul nostru, educarea generațiilor de mâine. La mulți ani părinți și bunici și vă mulțumim pentru că voi ne-ați lăsat o țară bogată industrial și o țară fără datorii. Respectul nostru pentru voi trebuie să se întoarcă prin garantarea unui trai decent. Facem parte dintr-un brav popor, iar datoria noastră ca și conducători de azi și de mâine este să transmitem generațiilor viitoare că ultimii 30 de ani au fost doar un accident la nivelul istoriei. Avem datoria să ne învățăm copiii să prețuiască independența țării, să cunoască despre luptele duse la Plevna și la Vidin, despre rezistența de la Mărășești, Mărăști și Oituz, și despre bătălia pierdută la Stalingrad, dusă împotriva răului roșu de la Kremlin, cu care omenirea, din nefericire, se confruntă și astăzi.
Avem datoria sfântă să nu uităm despre Basarabia și să restabilim cât mai repede râul Prut ca râu intern al națiunii române. De felul în care abordăm în aceste zile chestiunea reîntregirii naționale și a reunirii celor două state românești, stă însăși existența noastră ca popor mâine. Suntem un popor cu vârfuri excepționale, care a dat omenirii opere impresionante, invenții precum stiloul, insulina și avionul cu reacție, și care nu este nici de cum mai prejos decât alte popoare ale lumii. Marele nostru cărturar, Nicolae Iorga, spunea că vom izbândi dacă vom ști să dăm dovadă de solidaritate națională. Vă îndemn așadar de la acest microfon, dragi colegi și dragi români, să dăm dovadă de solidaritate națională și să privim cu încredere către viitor. Trăiască poporul român, trăiască România dodoloasă!